În cadrul procesului de distribuire a cardurilor în județul Olt nu au fost semnalate probleme majore. Până în prezent, peste 230.000 de astfel de documente au fost deja predate asiguraților. În urma distribuirii au rezultat 2.835 de persoane care au fost decedate și nu s-au mai distribuit cardurile. Cardurile au venit înapoi la Casa de Sănătate. Livrate efectiv către populație au fost 232.565 de carduri și aproximativ 8.200 de carduri au fost returnate către Casa Națională, către Casa de Sănătate Județeană, urmând a fi distribuite de către Casa de Sănătate. Casa de Asigurări de Sănătate Olt va livra cele 8.200 de carduri electronice returnate până la începutul anului viitor. Ciocan spune că în acest moment se face o analiză a situației, astfel încât oamenii să nu fie puși pe drumuri. Numai asigurații din Slatina vor veni la sediul casei să-și ridice documentul. Pentru celelalte localități, cardurile vor fi distribuite cu ajutorul medicilor de familie. A existat o divergență la nivel național și în privința cititoarelor de carduri, pe care trebuie să le cumpere toți furnizorii de servicii de sănătate. Cititoarele de carduri sunt o necesitate, asta e primul lucru pe care pot să vi-l spun, sunt un instrument fără de care cardul nu are nicio importanță, sunt un instrument fără de care medicii de familie și furnizorii de servicii medicale din județul Olt nu pot raporta servicii medicale începând cu anul 2015. Noi am avut o serie de întâlniri și cu medicii de familie și cu ceilalți reprezentanți ai sistemului medical pentru a-i convinge să-și cumpere aceste cititoare. Chiar mâine avem o astfel de întâlnire cu toți medicii de familie din județul Olt. Cardul de sănătate devine activ la prima vizită la medicul de familie. Teoretic, de la 1 ianuarie 2015, niciun serviciu medical nu mai poate fi asigurat fără cardul electronic.